Președintele Partidului Național Liberal Marau Mureș și candidatul la funcția de președinte al Consiliului Județean, Ionel Bogdan, a declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă că PNL a construit o campanie serioasă, elegantă și bazată pe proiecte. O campanie bazată pe un plan, planul lui Bogdan. Acesta este unul despre investiții, acele investiții de care județul are nevoie, despre dezvoltarea județului și bunăstarea maramureșenilor. Eu îmi doresc ca alături de dumneavoastră, de maramureșeni, să construim în Maramureș proiecte serioase, proiecte care să vină în sprijinul economiei locale, proiecte care să dezvolte cu adevărat Maramureșul. Proiecte care, peste 4 ani de zile, să arate Maramureșul ca un exemplu la nivel regional și național. Candidatul PNL a mai spus că Maramureșul are potențial, dar pentru asta e nevoie de oameni serioși și de proiecte serioase. Cu această ocazie a adus în atenția jurnaliștilor și câteva aspecte ce țin de proiectele administrației județene de până acum, precum SMID-ul. După data de 27, voi cere Ministerului Mediului să trimită corpul de control al ministrului, să verificăm, amănunțit tot ceea ce s-a întâmplat pe managementul integrat al deșeurilor și, sigur, să găsim soluția cea mai bună. Trebuie să vedem dacă îngropăm încă 20 de milioane de euro în plus față de suma inițială la Fărcașa sau dacă găsim o altă locație. Construim stație de reciclare a deșeurilor. Aceasta este o urgență foarte mare pentru Baia Mare și nu trebuie să spun prea multe, dacă este să mergem în zona satului nou de jos, nu doar că vom vedea imagini care nu ne sunt pe placul nostru, dar vom simți mirosul, însă dacă ne gândim la cei cetățeni care lucrează în acea zonă, lucrurile nu sunt deloc ok. Candidatul PNL la primăria municipiului Baia Mare, Mircea Cirța, a vorbit despre proiectele sale pentru dezvoltarea orașului, pentru creșterea competitivității și a nivelului de trai al cetățenilor.